Slăviți să fie Domnul! Amin. Roman 13 cu 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Vă rugăm să reocupați loc. Apostolul Pavel prezintă celor din Roma mântuirea. Vorbește despre mântuire. Eu am vrut să văd ce spune Apostolul Pavel celor din Roma despre mântuire, ca să înțeleg și eu conceptul acesta. Bătrânul Zaharia prorocea despre Ioan Botezătorul că el e rânduit ca să aducă cunoștința mântuirii. În Luca, capitolul 1, versetul 77, spune să aducă cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul nu a adus el mântuirea, Domnul Iisus a adus mântuirea. Ioan Botezătorul a adus cunoștința despre mântuire care stă în iertarea păcatelor. Și în versetul 75 spune, ca să poată duce o viață neprihănită și în sfințenie. Deci în termeni foarte simpli, mântuirea înseamnă să fii iertat de păcate și să trăiești o viață sfântă și neprihănită. Eu la asta spun, Doamne ajută! Apostolul Pavel prezintă, spuneam, celor din Roma mântuirea și ca să fie mai ușor de înțeles, el pune mântuirea asta într-o diagramă cu mai multe coordonate. Prima coordonată de care vorbește Pavel aici spune în versetul 11 și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Coordonata împrejurărilor, a posibilităților. Este posibilă mântuirea? Împrejurările ne sunt favorabile? Asta vine Pavel și ne spune. Ca să explicăm lucrul acesta, trebuie să vorbim întâi despre starea de păcat a omenirii. Pentru că Dumnezeu a creat primii doi oameni, pe Adam și pe Eva. Și acolo în rai, în Eden, s-a întâmplat cel mai mare accident care a fost vreodată în lume. Oamenii au păcătuit cu niște consecințe foarte mari. Dumnezeu o arunca blestem, o spus femeie că va naște cu durere, pământul să fie blestemasă de aspini și pălămide, pâinea o câștigi cu sudoare și apoi vă întoarceți în pământ, că din țărână sunteți luați și în țărână să vă întoarceți. Și vine Apostolul Pavel iarăși în celor de Roma, spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu există oameni perfecți, singurul om perfect care a trăit deodată pe pământ, a fost Domnul Iisus Hristos. Noi suntem oameni supuși slăbiciunilor, cu greșeli, cu păcate. Ei, acestor oameni le este posibilă mântuirea? Pot eu să fiu mântuit? Poți să fii tu mântuit, mântuită? În diagrama asta a posibilităților, a împrejurărilor, Pavel spune că da, este posibilă mântuirea,
Pentru că Dumnezeu în dragostea Lui a inițiat un plan de mântuire. Când oamenii au căzut, au păcătuit, de la întemeierea lumii El a inițiat, a făcut un plan de mântuire. Și tot El a plătit prețul. Mie îmi place să spun că mântuirea este un parteneriat între Dumnezeu și om. Dumnezeu a inițiat mântuirea, a plătit prețul, a făcut partea grea. Pentru că spune Pavel, fraților, duceți mântuirea voastră până la capăt. Înseamnă că mântuirea are un capăt de unde începe și un capăt unde se termină. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, spunea psalmistul, psalmul 40. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe ei, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașe, a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Asta a făcut-o Dumnezeu că eu nu o putem face. Eu eram în păcat, eram în groapă, eram în mocirlă, am strigat către Dumnezeu și El m-a scos de acolo, ne-a plătit păcatul, că păcatul trebuia plătit, noi trebuia să fim justificați. Dumnezeu în dreptatea Lui a cerut o plată pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Și atunci a venit Iisus Hristos, El era Fiul lui Dumnezeu. O venit prin Fecioara Maria, s-a născut în lumea noastră și a murit în locul nostru. Eu spun slăvit să fie Domnul. Acum partea noastră e să ne ducem mântuirea până la capăt și Dumnezeu să ne ajute. Că în procesul ăsta a mântuirii, inițiativa îi aparține lui Dumnezeu, dar contează tare mult și atitudinea care o avem noi. Contează atitudinea. Spunea în Luca 14:48, care om când vrea să-și facă un turn, nu face întâi socoteala cheltuielilor. Omul care a zidit turnul, care a zidit biserica, a fost Hristos, El a făcut socoteala și a reușit. Ei, acum și eu vreau să mă pocăiesc. Și eu vreau să vin la mântuirea asta dată de Domnul. Dar eu îmi fac niște socoteli? Eu am câteva recomandări pentru socotelele care le facem. 1. Bazați-vă pe lucrurile sigure, nu pe cele probabile. Că la noi am mai dat un exemplu ăsta, un băiat s-a însurat și nu avea un să steie. Și un întrebat, măi, te însor, dar unde ai să stai? Păi cu banii care ies de la nuntă, socrul meu o să mă ajute, că o spus că mă ajută, și cum nații mei tăți sunt constructori, ăștia într-o vară îmi termină casa. Și la nuntă nu au ieșit de atâția bani, socrul s-a îmbolnăvit și a plecat în spital, și cum nații au plecat la lucru în Belgia, atât. Și acum el săracul căuta o chirie, el s-a bazat pe ceva ce se poate întâmpla. Nu, recomandarea mea este, bazați-vă pe lucrurile sigure. Și în seara asta, sigură îi starea ta de sănătate. Ai putut să vii la adunare, cu care o avem și noi, că am îmbătrânit acum, da? Nu mai suntem ca la 18 ani. Dar uite că suntem la Deva la adunare. Îi o posibilitate? Nu, uite ușa ce e deschisă. Îi o posibilitate? Știți că a fost o vreme când adunările erau închise? Nu tare de mult. Nu tare de mult. Noi o duminică am avut adunarea închisă, după aceea a doua duminică am deschis-o cu 8 persoane. Așa era legea. Și eu trebuie să predic, cineva mă filma cu un telefon ca să mă vadă nu știu care. Măi, cred că a fost cea mai grea predică. Să predici la un telefon. Acum Dumnezeu a deschis ușa. Sunt țări în care e voie cu o Biblie sau cu să spui ceva de Dumnezeu, în care creștinii sunt prigoniți, sunt omorâți, la biserică se dau foc, sunt martiri în vremea asta. La Deva nu e așa. La Deva în seara asta am venit la adunare. Sunteți siguri că e aici? Oare o să fim și mâine? Și la anul? Și la anul? Nu știu. Eu am o vorbă, poate nu e bună, vedeți câți drogați și bețâmi circulă pe șosele? Pleci de acasă, om cu minte liniștit cu familia și te aduci în patru scânduri.
Lucru de care suntem noi siguri, sănătatea asta, libertatea asta, n-ar trebui să profităm de ele? N-ar trebui să ne bazăm acum, în seara asta, să acceptăm mântuirea. Domnul să ne ajute. Tot la socotelile astea mai am o recomandare. Evaluați corect prețul. Corect? În Sfânta Scriptură era un ficior de evreu care a avut harul, spunem noi, să aibă întâietate între ceilalți. Avea un drept marcant între evrei. Avea dreptul de întâi născut. Și multe beneficii decurgeau din dreptul ăsta care îl avea. Și el s-a gândit să se apuce de comerț. S-a gândit să-și vândă dreptul ăsta. Și știți pe ce l-a vândut? Dreptul ăsta care îl avea îi da întâietate, avere dublă, reprezenta familia în cercurile religioase, în lipsa tatălui și multe. El l-a vândut la cineva pe o farfurie de ciorbă. A fost înțelept? Nu. Frații mei, noi avem dreptul la mântuire. Vine Domnul și ne pune deoparte mântuirea și vine diavolul să ne cumpere mântuirea. Vine să o cumpere cu o țigară, cu un film, cu un sărut, cu o mașină, cu promisiunea unei slujbe, să merite. Acum ne facem socotelile vis-a-vis de mântuire. Toată lumea a fost închisă sub păcat, a venit Domnul să ne scoată de sub păcat, ne-a plătit prețul și așteaptă acceptul nostru. Acceptăm oare în seara asta? Sau dăm mântuirea noi pe ceva? Ei, la urmă, Esau ăsta a plâns, i-a părut rău de comerțul făcut, dar nu a mai putut întoarce nimic. Și când facem socoteala, evaluați bine consecințele. Eu 35 de ani am lucrat la CFR, o an de zile am fost mecanic locomotivă. Multe tragedii sau situații caragioase am văzut pe peron. Când trebuia să plec cu trenul, venea impegat, îmi punea pe liber, semnalul era pe liber, eu trebuia să plec minutele de întârziere, eu le plăteam dacă întârziem. Și era scump un minut de întârziere. Vedeai câte o cucoană care în gară se ducea să facă cumpărături. Că de regulă prin gară erau chioșcuri din astea. Și îi ieșea cu două plăs, abia le ducea. Păi eu cu trenul mă duceam și mă ne-am săraca. O rămas de tren. Ei, am văzut și altele mai tragice. Dar m-am gândit eu, măi, o pierdut trenul, e îndată altul. Eu știu un frate care o dat de permis de 6 ori. Prima dată s-a dus prin credință, a doua oară n-a învățat, a treia oară a căzut ca un fraier, spunea el, a patra oară, a șasea oară a luat, a mers cu el mașina și a perseverat, o dat de 6 ori. Vreau să vă spun ceva. Dacă pierdeți mântuirea în seara asta, nu știu dacă mai aveți posibilitatea. Dacă mori în păcat, nu mai ai posibilitatea să ajungi în rai orice te-ar învăța și orice i-ar spune. De aceea, atunci când vorbim pe coordonata asta a împrejurărilor, vă spun, mântuirea este posibilă. Chiar dacă am căzut în păcat, chiar dacă toată lumea a fost închisă în păcat, a venit Domnul cu un plan de mântuire, ne-a plătit păcatele noastre și ne îmbie acum cu mântuirea. Vrei să luați mântuirea? Acum tu poți să accepți, poți să refuzi sau mai e o unealtă, o tactică vicleană a vrășmașului, să amâi. Că spunea cineva că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Am vrut să mă pocăiesc, n-am mai apucat. Am vrut să mă duc la un bolnav, n-am mai ajuns. Am vrut. Când predica Pavel în Areopagul din Atena, unii l-au băjocorit, alții i-au spus, asupra acestui lucru te-o mai asculta altă dată. Dar unii au crezut. Tu din ce categorie ești? Că prezintă Pavel problema mântuirii în diagrama asta care mi-am imaginat eu, pe coordonata împrejurării și aceasta,
cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Eu vă spun, în seara asta împrejurările sunt favorabile. Doamne ajută să ne dobândim mântuirea. Și apoi mai spune că mai este o a doua coordonată, coordonata timpului. Și după cum prezintă Pavel, e problemă, e urgență. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este timpul să ne trezim în sfârșit din somn. Doamne ajută din asta. Eu am numit-o asta urgență. Mântuirea e posibilă, dar e posibilă în seara asta? Nu mai știu dacă mai fi posibilă și mâine seara, că cine știe dacă ajungem noi mâine seara. Ei, pe coordonata asta a timpului vine Pavel cu o recomandare. Este vremea să ne trezim în sfârșit din somn. Oare despre ce somn e vorba aici? Cred că e un somn spiritual. Și când m-am gândit la somnul ăsta spiritual, eu mi-am pus, dar oare care sunt cauzele care duc la somnul ăsta spiritual? În primul rând, o preocupare excesivă pentru lucrurile pământești. E o adormire spirituală. Da. Apare oboseală și oamenii ăștia care au de lucru, știți că evreii când au ieșit din Gosen, trebuiau să treacă Iordanul dincolo la Gilgal, toți. Au ieșit din robii, mergem dincolo. Numai când se treacă dincolo două seminții și jumătate, o spun că noi nu mai trecem dincolo. Dar de ce nu mai treceți? Păi noi aici am văzut că e fân, spaie, noi avem vite, noi avem mult de lucru și ne-ar fi bine aici. Și nu mai vreau să treacă dincolo. S-au supărat atunci conducătorii, dar i-au lăsat așa, rămâi acolo. Oamenii ăștia tot timpul au avut probleme. Ăștia sunt fel de creștini, ei nu stare cu manele, nu auzi, ascultând manele, nu. Ei nu sunt nici cu politica, ori Iohannis, ori altul, tot acela. Dar nu sunt nici cu biserica tare, auzi cu biserica. Oamenii ăștia sunt cu lucru, iau lucru. Noi avem vite, aici avem pai, aici avem nutreți, și apoi oamenii ăștia nu mai au nici suflet, nici familie, nici odihnă, nici duminică, iau de lucru. Eu odată am fost în America și acolo trebuia să mă întâlnesc cu cineva, cu un neam de-al meu. Și mi-a dat telefon că iartă-mă că nu ne putem întâlni dimineață. Zic, hai că ne vedem după amiază. Am uitat să spun că eu lucrez și dimineață și după amiază, că e tare greu aici în America cu lucru. Și am două joburi, spunea, eu nu știu engleză. Și eu am spus, doar nu vrei să-mi spui că noaptea dormi, nu? N-ai găsit unul și noaptea. Apoi nu vorbim, bă, lucrez de dimineață, lucrez până seara, dar ce te duci acolo numai să lucrezi? Ei, dar sunt oameni care, am spus eu, nu sunt foarte distractivi, dar oamenii ăștia au o preocupare excesivă pentru lucruri pământești. Că hai, și tu du-o la omul moare așa cu degetele băgate în grămadă de galben. Rămân și firme, și garaje, și mașini, și oameni, rămân toți și el se duce. Unde se duce? Dacă nu a primit mântuirea. Există cauzele astea ale somnului spiritual. O preocupare excesivă pentru lucruri pământești. Doi, gestionarea necorespunzătoare a sentimentelor. Spune Luca 22:45, au plecat niște oameni să se roage. Era un ghetismar, când a venit Domnul, i-a găsit adormiți de întristare. Așa erau ei de supărați că au adormit acolo pe genunchi. Știți că întristările astea majore care le avem noi nu sunt teren bun pentru activitate spirituală? Odată predica unul, un frate de-al nostru, dar predica frumos, nu a fost la Devan ca așa predicatori. Vă spun eu, că eu știu acum. Predica așa de frumos, predica, și un băiet o adormit. O adormit și sta pe fereastră, buf, o căzut deodată jos.
Ați auzit de Eutih, nu? Măi, ce interes avea ăsta la evangelizare că o pica jos de somn? Că și dezinteresul ăsta e tot o gestionare deficitară. Și erau niște fecioare, așteptau pe mire și au adormit tot în 10, când neîmplinirea unor făgăduințe, descurajarea, duce la o stare latent, așa, duhovnicește, la o stare de somnolență. Și apoi mai spune în Biblie unde 19 cu 15 proverbe, lenea cufundă pe oameni într-un somn adânc. Mai sunt și creștini leneși. Sunt creștini leneși, nu îl interesează, lasă-l să doarmă și el e mulțumit. Dar nu-i bine. Când vorbim de somnul ăsta spiritual, am spus cauze, acum spun pericole. Că e periculos somnul ăsta pentru un creștin, e periculos, aduce o ignoranță spirituală. Știți cum e asta? Exact cum ai dat o carte la cineva și spune, te rog, citești ceva din carte. Ăla se uită în lung la tine și spune, dar nu știu să citesc eu. Sau ai dat o carte așa pecetluită, legată, tăt, și spune, na, citești tu. Și el spune, dar nu o pot deschide. De ce? Că Domnul le-a îngăduit un duc de adormire, spune Isaia 29:10 acolo. Neînțelegerea lucrării profetice, neînțelegerea Scripturii, ignoranță totală, ignoranță din cauza adormirii. Sau se poate altera învățătura. Scrie în Matei 13 cu un gospodar o trimis robi o sămânat o sămânță bună în ogor, dar ce să vezi, când a ieșit, văd ăștia că a ieșit și neghină. Și că auzi, stăpâne, noi n-am sămânat sămânță bună, dar de ce iese neghină? Și vine Matei 13:25, pe când dormeați voi, a venit vrăjmașul și a aruncat și el sămânța. Pe când dorm păstorii, vin unii și dau altă învățătură. Pe când dorm părinții și învățătorii, vine cineva și seamănă ei în casă la mine, că eu am adormit spiritual. Îs un tată de cea la care dor, nu le am cu rugăciunea, nu le am cu adunarea și vezi că vin copiii cu niște filozofii în cap, din nu mai pot să le scos după aceea. De ce? Ăsta e un pericol al adormirii. O ignoranță din asta spirituală. Sau dacă vreți, pierderea familiei, pierderea poporului. Naum 3:18, pe când păstorii tăi dorm, împărată la Sirii, poporul se risipește. Că dacă nu-i adun, nu-i astrâni, nu-i dai de lucru, se pierd. Sau în 1 împărat, capitolul 3, au venit două femei la Solomon și au spus, eu m-am culcat, am adormit și au venit ea și mi-au furat copilul. Păi cum poți să doarmă mama aceea de-o furat alta copilul? Dar uite, așa sunt mami care dorm și sunt tați care dorm și apoi poate mai sunt și bunici care dorm. Și vine cineva și ne fură copiii. Nu mai vedem că nu sunt la rugăciune, îi vedem că nu pot veni la adunare, te întrebi unde-s. Păi pe când voi dormeați, în loc să educați, în loc să stați de vorbă, în loc să vă rugați, voi dormeați spiritual și o venit cineva și v-a furat copiii. Domnul să ne păzească și de asta. Și mai este acolo un pericol mare, că spune în Proverbe 6:10-11, să mai dorm puțin, să mai ațăpesc. Și sărăcia vine peste om, ca un om înarmat, așa. Acolo e sărăcie, unde în adunare nu e activitate, e sărăcie. N-ai cântări, n-ai predicatori, n-ai daruri duhovnicești. Într-o familie în care părinții dorm, acolo e sărăcie. Nu-i altar, nu-i rugăciune, nu-i post, nu-i cunoașterea Scripturii, nu-i dărnicie. De ce? Să mai stau puțin, să mai adorm și sărăcia vine așa ca un om înarmat. Dumnezeu să ne scape din pericolele astea. Când vorbim de coordonata asta a timpului, spun că e urgență. Trebuie de urgență să ne trezim din somn. Și am vorbit de cauzele adormirii, am vorbit de pericol
Și dați-mi voie să vorbesc ceva despre câteva domenii în care putem adormi. Era un băiat în Israel, puternic, mușchiulos. Puteți voi face sală cât vreți, băieți, cât vreți. Bicep și tricep, cum se cheamă aceea. Trageți la fiare cât vreți. Niciunul n-a să fie așa ca Samson. Omul ăsta odată a pus mâna pe o falcă de măgar și a omorât 1000 de oameni. Odată a luat porțile, niște porți mari cât era, și le-a suit până în vârful muntelui. Eu la, pe munte nici pe jos, am unul pe merge gâfă, cât bătrân. Dar păi, el era tânăr, a urcat porțile până acolo. Și câte vitejii n-au mai făcut ăsta. Dar la un moment dat l-am găsit dormind. Și dormea, știți unde dormea? Cu capul în poală la Dalila. A numit eu ăsta domeniul înfrânării poftelor. E un domeniu în care putem adormi dacă nu suntem atenți, că Duhul Domnului purta între Soria și Eustaol, dar ce căuta la Gaza, ce căuta? O adormit băiatul ăsta. Și când o adormit, a venit Dalila și i-a tăiat părul așa, cu foarfec, cu o șuviță, două, trei. Când vorbeam eu odată de putere, arătam 7 izvoare de putere, 7 șuvițe care le avea Solomon. Și i-a tăiat una și el a slăbit. I-a mai tăiat una. La început, când avea putere, l-a legat de filistenii cu funii, zic, când s-a smuncit odată, a sărit ca niște de călți, pus în foc, așa scrie în Biblie. Când i-a tăiat părul, Samson, filistenii sunt asupra ta, voi face ca altă dată. Nu știa că Domnul s-a depărtat de dânsul. În domeniul ăsta al înfrânării poftelor, e foarte important domeniul. Eu am mai spus și o spun și acum. Noi nu suntem pocăiți după cum slujim. Voi nu sunteți pocăiți după cum cântați, eu nu sunt pocăit după cum predic, altul după cum prorocește sau altul după câți bani dă. Asta e măsura noastră de pocăință, e măsura înfrânării. Cât suntem de înfrânați, atâția suntem de pocăiți. Să ne ajute Domnul ca în domeniul ăsta să nu adormim niciodată, ci să fim treji și să veghem. Și aceasta cu cât mai mult, cu cât vedeți în ce împrejurări ne aflăm, nu? Că-i promovat păcatul ca virtute, legi păcătoase se dau peste tot și alții le aplaudă și-s de acord cu ele. Și nu cumva să ne prindă somnul în domeniul ăsta. Și mai spunea Pavel Timotei un lucru care se poate întâmpla în a doua Timotei, capitolul 4. Va veni o vreme când oamenii nu mai putea să sufere învățătura sănătoasă. Ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Vor dori așa istorisări închipuite și îi spune în versetul 5, dar tu fii treaz în toate acestea. S-ar putea ca în domeniul predicării, în domeniul învățăturii, al hrănirii turmii, să apară o somnolență, o lehamete așa, lasă-l și pe ceala, lasă-l și pe ceala. Dar Pavel îi spune, Timotei, tu să fii treaz în aceste lucruri. E un domeniu în care trebuie să fim atenți, că ne spune Ioan 2:27, întâia epistolă, ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile, că nu e o minciună, ungerea e adevărată. Aș dori ca toți de aici să avem ungerea Duhului Sfânt și să nu dormim în domeniul acesta. Mai este un domeniu al părtășiei frățești, al interesului pentru casa Domnului, că spune Ezra capitolul 1 cu versetul 1 în 5 și versetul 5 după aceea, că Duhul Domnului a trezit Duhul ucir și a trezit și Duhul unor robi ca să meargă la Ierusalim să rezidească templu. Doar acolo erau mulți robi, dar nu s-au dus toți, numai unii a căror Duh s-a trezit. Au spus, plecăm la Ierusalim, rezidim templu, așezăm porțele,
facem zidurile înapoi, astupăm dărâmăturile. Asta înseamnă părtășie cu frații de acolo și înseamnă interes pentru adunare. Știți că sunt oameni care nu chiar interesează adunarea? Sunt unii care nici nu știu bine când e programul, când începe programul. Nici nu știi ce-i duminică la adunare sau nu-i interes. Nu interesează nici măcar mobilierul din adunare. Am mai povestit o dată, eram în diaspora, dar asta e de mult, de 20 de ani în urmă. Și la început am stat pe prima bancă acolo. Și când să mă pui la predică, spune, cântăm două cântări, fratele va predica, când să mă ridic, pantalonii lipiți, bă, o pată de gumă, așa e mare, nu putem deslipi. Dar acolo nu sta copii. Acolo era banca pentru frați serioși. Am vrut să spun altfel. Și spun la păstor, mai cântați două cântări. M-am dus în baie, am dat cu apă rece, nu se duce gumă amestecat. Mă, așa au făcut ispita că era o lamă pe acolo. Și am dat să dau cu lama, mi-am tăiat pantalone. Uite, așa am predicat, n-am fost deloc carismatic, am stat drept cu mâna pe tăietură și am spus la frați. Dar eu mă întreb, dar cine lipește gumă de mestecat pe bănce? Cine vine mesticând gumă în adunare? Na. Asta e dezinteres pentru părtășii, dezinteres pentru casa Domnului. Dumnezeu să ne ierte și de asta. Este vreuna adormită așa care nu vine joie la adunare, nu vine marța sau vine duminica mai rar? Vedeți că vă apucă somnul ăsta și somnul ăsta e periculos. E un domeniu în care trebuie să fim foarte atenți. Și eu o să atent și la ceas. Că am mai povestit, eu am învățat tare bine la școală. Am de zile, am luat premiul întâi. Dar tare mi-a fost greu să cunosc la ceas. Eram prin clasa întâi, a doua, știam să scriu, să socotesc. Doamna tovarășa m-a avea de elev bun și ea era de serviciu. Și mi-a spus, stai în cancelare și la fără 10 suni. Dar eu nu știam că nu-i fără 10. Și am stat o bucată, m-am plictisit, am spus că trebuie să fie fără 10. S-am sunat, o sunat soneria, o ieși copchii în pauză, unii, alții aveau ceas, uita, o venit directorul, cine o sunat? Eu, la fără 10, am început să plâng acolo, o venit doamna și m-a scăpat, că n-am fost, dar eu nu știam că nu-i fără 10. Ei, acum am îmbătrânit și știu că nu-i fără 10. Stați liniștiți. Frații mei, Pavel așează mântuirea asta într-o diagramă cu câteva coordonate, numai ca să priceapă aceea. O coordonată a împrejurărilor, a posibilităților. Și am spus că îi posibilă mântuirea. Ținem cont de câteva lucruri. Apoi o așează pe o coordonată a timpului. Și îi posibilă mântuirea. Numai trebuie să ținem cont de lucrurile astea, câteva lucruri. Când Evrei 4 cu 1 spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească veni prea târziu, că și lor li s-au adus o veste bună, ca și nouă, numai că la ei nu au găsit credință. Dă-i-ne Domnul seara asta credință. Și pun o a treia coordonată și acum aia spun amin. Coordonata faptelor. Și vine Apostolul Pavel și spune așa, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Există întuneric, posibile stări de întuneric. Că spunea Iov în 23 cu 17 o expresie interesantă, că nu întunericul durere mele, întunericul durere, adică durerea e considerată ca un întuneric pentru om. Și în întunericul ăsta al durerii, oamenii pot fi neînțelepți, nerăbdători să spună ceva, să facă ceva ce nu place Domnului. Mai este întunericul ignoranței din Psalmul 82 cu versetul 5. Dar ei nu vreau să știe nimic. De aceea stau în întuneric, spune Biblia acolo. Umblă întuneric, ei nu vor să știe. Și neștiința asta în Scriptură e considerată ca o stare de întuneric. Aș dori ca în seara asta Domnul să ne lumineze pe toți. Și mai există în Mica 7 cu 8, nu te bucura de vrășmașul de mine, chiar dacă am căzut, iar mă ridic.
Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul-i lumina mea, întunericul căderilor. Suntem oameni, fraților. Nu-i nimeni așa de sfânt, toți suntem supus slăbiciunilor. Dacă zice cineva că n-are păcate, un mincinos, spune epistola lui Ioan. Dar dacă am lunecat, dacă am căzut, ăsta e considerat ca un întuneric. Întunericul a căderilor. Dar nu rămânem acolo. Chiar dacă acum sunt în întuneric, totuși Domnul îi lumina mea. Nu cumva în căderea aceea să înfăptuim câte fapte ale întunericului. Dumnezeu să ne păzească. Ce mai spune 1 Ioan, parcă 2 cu 11. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Este în întuneric. Cine urăște pe fratele său. Aici Pavel spunea, dragostea nu face rău apropiilor lui. Dragostea, deci împlinirea legii. Cum stați cu dragostea și cu ura? Că pe coordonata asta a faptelor sunt stări de întuneric. Și Pavel spune faptele întunericului. Să le lăsăm. Domnul să ne ajute. Trebuie să le pădăm anumite fapte care ne le spune aici. Uitați-vă ce spune. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Le luăm de la capăt. Chefuri și beții, să le spunem așa, distracții, exagerate. Mă, au românii ăștia un talent la scos sărbători, de nu mai știți câte sărbători au. Începe distracția cu un cărnător în campania electorală și se termină distracția cu niște chefuri și beții cărora oamenii le sunt dragi, astea le-s dragi la oameni. Vine Apostolul Pavel și spune, măi, un creștin din Deva nu trăiește în chefuri și în beții. Dumnezeu să ne dea pricepere. Apoi vorbește de imoralitate, nu în curvii și fapte de rușine. Dumnezeu să ne păzească și de asta. Și apoi vorbește de conflicte, nu în certuri și în pismă. Aia este pe coordonata asta a faptelor. E posibilă mântuirea dacă nu facem faptele întunericului, dacă renunțăm la lucrurile astea. Se hotărăște cineva? Doamne, ajută-ne la asta. Și trebuie să promovăm altele, dar ce să promovăm? Să trăim frumos ca în timpul zilei, să ne îmbrăcăm în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Coloseni 3 cu 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, scrie acolo. Și uite cu ce să ne îmbrăcăm. O inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Vrea cineva să-și ia hainele astea? Pe coordonata asta a faptelor, și acum ia spun amin, mântuirea este posibilă. Pavel a pus mântuirea în tot diagramă, coordonate, a posibilităților, a împrejurărilor. Spun aici, mântuirea este posibilă în seara asta. Dar e posibil acum și aici, nu garantează nimeni. Este ceasul, frații mei, să ne trezim în sfârșit din somnul ăla de care vorbeam. Este ceasul pe coordonata asta a faptelor să renunțăm la stările noastre de întuneric, la faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus, să ne înarmăm cu armele lumine și va fi mântuirea posibilă și pentru mine și pentru voi. Doamne ajută de la aceasta. Amin.